Bun găsit, dragii mei! Sunt doctor Andreea Bâlici și începem o nouă ediție DocSense. Poluarea cu care ne confruntăm zi de zi, cel puțin în marile aglomerări urbane, are un impact semnificativ nu doar asupra unor modificări climatice, ci și asupra sănătății publice și individuale. Noxele, tot mai prezente în aerul pe care le respirăm, duc la creșterea morbidității și a mortalității atât a adulților cât și a copiilor. Activitățile umane nu sunt lipsite de riscuri pentru planetă. Există mulți poluanți care sunt factor major de îmbolnăvire la om, nu doar aerul având de suferit, ci și apa sau solul. În consecință, riscurile biologice sunt majore, în pericol fiind atât specia umană, cât și celelalte viețuitoare care trăiesc în ecosisteme compromise de rezidurile nocive. Pulberile în suspensie, dioxidul de azot și ozonul de la nivelul solului sunt recunoscuți în prezent drept cei trei poluanți care afectează cel mai grav sănătatea umană. Expunerile pe termen lung și cele maxime la acești poluanți variază ca gravitate și impact, de la efectele minore asupra sistemului respirator până la decesele premature. Poluarea din exterior are o influență decisivă asupra sănătății. Cei mai comuni și nocivi poluanți în aer liber includ, dar nu se limitează, la particule în suspensie, dioxid de azot, ozon, dioxid de sulf. Majoritatea particulelor se formează în atmosferă ca urmare a reacțiilor complexe ale substanțelor chimice, cum ar fi dioxidul de sulf și oxizii de azot, care sunt poluanți emiși de centralele electrice, industrii și automobile. Poluarea din interiorul clădirilor este tot atât de importantă, mai ales prin prisma faptului că oamenii petrec aproximativ 90% din timp în activități de interior, acasă, la școală, serviciu, de aceea calitatea aerului în incintele unde trăim este esențială. Poluarea aerului din interior este determinată de praf, murdărie sau gazele din aerul din interiorul clădirilor. Printre poluanții atmosferici, particulele în suspensie fine și ultrafine, pătrund adânc în sistemul respirator prin inhalare, pot difuza în sânge la nivelul capilarelor pulmonare și pot provoca boli respiratorii și cardiovasculare, disfuncții ale sistemului nervos central și de reproducere, precum și creșterea cazurilor de cancer. Sunt dificil de eliminat din organism, motiv pentru care pot induce o reacție a sistemului imunitar. Mai precis, celulele de apărare ale organismului confundă particulele fine și ultrafine cu bacteriile, le consideră substanțe străine și încearcă să le ucidă, determinând o inflamație persistentă a țesutului pulmonar. Majoritatea poluanților de mediu sunt emiși prin activități umane pe scară largă, cum ar fi utilizarea de mașini industriale, stații de producere a energiei, motoare cu ardere și mașini. Deoarece aceste activități sunt desfășurate la o scară atât de mare, ele sunt de departe contribuitorii majori la poluarea aerului, mașinile fiind estimate a fi responsabile pentru aproximativ 80% din poluarea actuală. Și alte activități umane influențează de asemenea mediul, într-o măsură mai mică, spre exemplu, tehnicile de cultivare în agricultură, benzinăriile, încălzitoarele rezervoarelor de combustibil și procedurile de curățare, precum și câteva surse naturale, cum ar fi erupțiile vulcanice și incendiile forestiere sau la sol. Poluarea aerului poate avea un efect dezastros asupra tuturor componentelor mediului, inclusiv a apelor subterane a solului. Ploile acide, încălzirea globală, efectul de seră și schimbările climatice au un impact ecologic important asupra poluării aerului. Cei mai expuși la noxe și poluanți din aer sunt copiii, mai ales sub 16 ani, care inhalează mai mult aer și, în consecință, inspiră mai mulți poluanți. Ei sunt în mod special vulnerabili deoarece plămânii lor nu sunt dezvoltați, iar țesutul pulmonar al copilului este mai sensibil. Copiii mici respiră mai alert decât adulții și au tendința să respire mai mult pe gură, ocolind filtrarea naturală din cavitățile nazale. Deși au fost menționate și efecte pe termen scurt ale poluării legate de agravarea astmului, bronhopatiei obstructive cronice, apariția unor simptome precum disnee, tuse și creșterea ratei de spitalizare, poluarea prelungită are efecte mult mai severe.
Efectele principale, pe termen lung, asociate cu poluarea aerului sunt astmul cronic, insuficiența pulmonară, bolile cardiovasculare și mortalitatea cardiovasculară. În plus, poluarea aerului pare să aibă diverse efecte nefaste asupra sănătății la începutul vieții umane, cum ar fi tulburările respiratorii, cardiovasculare, mentale și perinatale, ducând la mortalitate infantilă sau boli cronice la vârsta adultă. Arterioscleroza coronariană a fost raportată în urma expunerii pe termen lung la emisiile din trafic, în timp ce expunerea pe termen scurt este legată de hipertensiune arterială, accident vascular cerebral și insuficiență cardiacă. Hipertrofia ventriculară este raportată că apare la oameni după expunerea îndelungată la oxid de azot. Efecte neurologice au fost observate la adulți și copii după expunerea pe termen lung la poluanți atmosferici. Complicațiile psihologice, autismul, retinopatia, tulburări de creștere a fătului și greutatea mică la naștere par să fie legate de poluarea aerului pe termen lung. Deși agentul etiologic al bolilor neurodegenerative, Alzheimer și Parkinson nu este cunoscut, se crede că expunerea prelungită la poluarea aerului pare să fie un factor care crește incidența acestor afecțiuni. Mai exact, pesticidele și metalele sunt citate ca factori etiologici alături de dietă. Mecanismele de dezvoltare a bolii neurodegenerative includ stresul oxidativ, agregarea proteinelor, inflamația și afectarea mitocondrială în neuroni. Dragii mei, aici punem punct unei noi ediții. Rămânem în contact pe YouTube, Facebook, Instagram și TikTok. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și ne vedem emisiunea viitoare cu teme care sigur vă vor interesa. Sunt Dr. Andreea Bâlici și până data viitoare nu uitați, DocSense makes sense!